Elevii din învățământul preuniversitar și preșcolarii vor intra în vacanța de primăvară de vineri după terminarea cursurilor, urmând a reveni pe 6 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Astfel, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanța de primăvară este programată între 20 aprilie și 5 mai 2019. Următoarea vacanță a elevilor este cea de vară, care începe pe 15 iunie și se încheie pe 15 septembrie 2019. Suplimentar, clase Clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 27 octombrie 4 noiembrie 2019. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa 8 -a, în data de 7 iunie 2019.